Știri de ultimă oră din atelierul moșului. Târziu în noapte, Blitzen a anunțat că se retrage. Ai auzit și tu, Hazel? Asta e șansa mea să dovedesc că sunt la fel de bun ca orice aiurii de ren. El e Elliot. Haide, Elliot! Hai, hai, hai! Un cal în miniatură. În sfârșit mi-am depășit recordul. A 107-a oară e cu noroc. Cu visuri mari. Dacă mi-ai putea da o șansă, știu că pot intra în echipa moșului, sunt sigur. Vei reuși! Și de asta, dragi patrupede, moșul a folosit întotdeauna renii. De sărbători, aici e locul unde renii devin eroi, băieți. Hei, preselecțiile pentru juniori au fost săptămâna trecută. Micuțule, când ai de gând să renunți? Nu voi renunța, împacă-te cu ideea. Renii sunt niște nesuferiți. Mereu au fost așa și mereu vor fi așa. Până și moșul știe asta. Moșul! Dacă îți urmezi inima, visătorii au visuri mari. Genunchi, copite, încearcă din nou. Poți face orice. Poți să o faci! Micuțul ăla e iscusit. Faceți cunoștință cu personajele: Elliot, Hazel, Ludzinka, Lămâiță, Corky, Unde Arahide și Donner. Încearcă să nu mă faci de râs. Crăciun fericit tuturor! Măcar ne avem unul pe altul. Și asta contează. Visătorii au visuri mari. Elliot, poveste de Crăciun. În curând la cinema.